Lucia Fărul Bălan a pierdut cu scorul de 2 la 3 duelul susținut sâmbătă după amiază pe terenul formației CS Ernut, dar a avut un final destul de bun de partidă spre deosebire de primele trei etape, când jucătorii pregătiți de Marius Pașca au căzut fizic. Luceafărul Bălan a fost aproape de a obține sâmbătă după amiaza primul punct în Liga 3 de fotbal, cedând la limite scorul 2 la 3 disputa de pe terenul echipei CS Iernut. Dacă în primele trei runde, sălăjenii conduși de Marius Pașca au avut o evoluție ștearsă în finalurile de partidă, de această dată Bălanul a jucat cu mult mai mult curaj până la final, înscriind al doilea gol în minutul 83. Scorul a fost deschis în minutul 3 de către gaz de prim fecete Ișvan în minutul 39. CS Iernut și-a majorat avantajul. Marcatorul golului a fost Darius Chira, care l-a învins pe Marius Groza cu un șut din interior interiorul careului. Până la pauză, Bălanul a reușit să reducă din handicap Ciprian nou din scrim pentru 1 la 2 minutul 44. Cesei nu a fost echipa mai prezentă în joc și în prima parte a reprizei secunde, iar după câteva atacuri la poarta Bălanului, a reușit să-și majoreze avantajul. Ionut Schețan a scris pentru 3 la 1 minutul 61. Bălanul a riscat totul pe partea atacului în ultimele 20 de minute, dar nu a reușit să înscrie decât o singură dată până la final. În minutul 83, Luceafărul a beneficiat de o lovitură de pedeapsă, iar capitanul Mihai Bod a transformat penaltiul fără nicio emoție. După eșecul de la Ernot, formația din Bălan continuă să se situeze pe penultima poziție în clasament fără niciun punct acumulat, iar în etapa viitoare va primi vizita echipei CSO Șorhei.